Sí. Este al doilea an în care elevii încep școala în condiții speciale. Deja obișnuiți cu măști de protecție pe față și cu distanțare fizică, aceștia au fost prezenți în număr mare la deschiderea oficială a anului școlar. La Colegiul Național Bănățean din Timișoara, aceasta s-a desfășurat în regim hibrid, atât în curtea liceului cât și în sălile de clasă. Copiii și profesorii au fost încântați că pot fi prezenți la școală în mod fizic. Suntem fericiți, în sfârșit ne întâlnim cu colegii noi, o să și sunt foarte nerăbdător să învăț lucruri noi și să mă conectez cu colegii mei noi. Mai bine decât online și o să-mi cunosc colegii noi și o să-mi fac mai mulți prieteni. Nu ne vine să credem că în sfârșit putem veni la școală. Eram nerăbdător să ne vedem cu colegii, cu profesorii. Cu multe emoții, cu multă bucurie, o clasă nouă, o noi provocări și sper să fie așa cu inspirație și să fie mai ales față în față. Deși părinții sunt și ei fericiți pentru copii că merg la școală fizic, sunt și precauți și iau în vedere trecerea în sistem online. Ne așteptăm să ne închidă iar, să fim online din octombrie și ne facem planuri. Sperăm că o să fie bine, încercăm să fim optimiști, nu știm cum va fi. E incertă toată situația. Ca și părinți sperăm să nu intrăm din nou în online. Regulile de siguranță rămân aceleași în școli, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție, atât în interior cât și afară, în curte. Părinții vor putea să aștepte copiii la poarta școlii sau în terenul din spatele meu. Copiii vor avea pauze diferențiate, o să începem la un program diferențiat, ceea ce nu putem însă respecta, nu putem respecta distanța de un metru dintre bănci. În județul Timiș au început școala aproximativ 102.000 de elevi și preșcolari. Peste tot cursurile se țin fizic, dar în localitățile unde rata de infectare COVID va trece de 6 la 1.000 de oameni, educația va trece în online.